Salutare, bine ai venit la Unboxing Stage din cadrul Bucharest Tech Week. Eu sunt Octavian Palade, jurnalist de tehnologie și în următoarele minute vom explora împreună termostatul inteligent Salus Quantum SQ610RF și o serie de alte accesorii smart pentru casa ta. Confortul nostru e direct legat de temperatură, de asta atunci când începi să faci primii pași spre a-ți transforma casa în una inteligentă, trebuie să ții cont de faptul că există soluții care fac controlul temperaturii mult mai ușor, rapid și eficient. Termostatul Salus Quantum SQ610 RF este o astfel de soluție. E un termostat inteligent pe care îl poți conecta la orice centrală termică sau la orice calorifer cu accesorii potrivite și pe care îl poți controla prin aplicație sau prin voce. Vorbim despre funcționalitățile sale imediat, dar hai mai întâi să-l scoatem din cutie și să-l vedem. Termostatul, după cum poți vedea, este extraordinar de subțire și măsoară numai 10 mm grosime atunci când nu este pus în suportul pentru perete. În ciuda grosimii lui foarte mici, la interior adăpostește un acumulator reîncărcabil de 1500 mAh pe care va trebui să-l încarci numai la circa 9-12 luni. Separat poți achiziționa și acest charging hub, care funcționează și pe post de suport de birou pentru termostatul Salus. În față observăm o serie de butoane pentru control rapid, dar și ecranul mare și iluminat pe care sunt afișate informațiile. Spre deosebire de majoritatea termostatelor, Salus Quantum SQ610 RF vine și cu un senzor pentru umiditate, astfel pe ecran putem vedea atât temperatura, cât și umiditatea din aer. Termostatul poate fi folosit pentru automatizarea oricărui tip de instalație de încălzire, fie că vorbim despre radiatoare de încălzire în pardoseală, de încălzirea electrică și poate fi programat pe zile cu până la 6 intervale de timp și temperatură pentru fiecare zi. De exemplu, dacă îl instalezi la casa ta de vacanță, unde știi că ajungi doar în weekend, poți seta termostatul să deschidă căldura doar vineri, sâmbătă și duminică, iar în restul săptămânii să o mențină la o temperatură de 15 grade. Termostatul e prevăzut cu un algoritm inteligent de control al temperaturii numit ITLC, adică Internal Temperature Load Compensation, care se adaptează la mediul de lucru pentru un control cât mai strict al temperaturii. Revenind un pic la încălzirea prin pardoseală, Salus Quantum SQ610 RF este prevăzut și cu o funcție confort, ce menține pardoseala încălzită la o temperatură plăcută. Acum să trecem un pic și la accesorii. Tot de la Salus mai avem un receptor pentru centrală RX 10RF, un cap termostatic pentru radiator, TRV 10RFM, un senzor pentru fereastră și un gateway UGE600 care le interconectează pe toate și care face posibil controlul tuturor prin aplicația Salus Smart Home. Toate aceste dispozitive funcționează prin tehnologia ZigBee, comunicând între ele, dar funcționând în același timp ca amplificatoare de semnal. Asta înseamnă că sistemele Salus se pretează și pentru spațiile foarte mari, cum ar fi clădirile de birouri sau hotelurile iar dacă v-ați dat deja seama ce fac receptorul pentru centrală, gateway-ul și capul pentru radiator, senzorul pentru fereastră s-ar putea să vă surprindă. Conectat la termostatul Salus Quantum SQ610RF, senzorul îi spune acestuia dacă geamul este deschis pentru a opri căldura în timp ce aerisești locația. După cum menționam și mai devreme, aplicația Salus Smart Home este cea care unește toate aceste dispozitive la oaltă și care permite un control rapid și precis. Hai să o explorăm și pe ea. Controlul se face din ecranul principal. Poți seta mai multe locații dacă ai gateway-urile instalate în mai multe locuri. Eu pot controla acum dispozitivele pe care le am în platou, dar și dispozitivele de demo de la sediul Salus. După cum vezi, aplicația este foarte simplă și intuitivă și cu numai câteva apăsări modific temperatura casei. Tot de aici pot seta și programul de funcționare, iar de sus, din meniul de setări, la rubrica Echipamente, pot adăuga noi componente sistemului meu Smart Home. Aplicația trimite și alerte în cazul în care umiditatea sau temperatura depășesc anumite praguri și poți asocia și senzori de inundație ca să știi dacă s-a produs vreun accident și să iei măsuri rapid. Nu în ultimul rând, merită menționa faptul că ecosistemul Salus este compatibil cu Google Home și Alexa, deci poți controla prin comenzi vocale temperatura din locuința ta smart. Termostatul Salus Quantum SQ610RF are un preț de circa 390 de lei. Gateway-ul costă 660 de lei, receptorul pentru centrală e aproximativ 330 de lei, iar un cap termostatic pentru radiator costă 230 de lei. Le găsești pe toate la distribuitorii autorizați Salus din Emag Marketplace și poți începe oricând să pui bazele casei tale smart. Atât despre termostatul Salus Quantum SQ610RF, și despre ecosistemul Smart Home de la Salus. Eu sunt Avi și te invit să rămâi alături de mine la Bucharest Tech Week Unboxing Stage și să descoperi și alte tehnologii care îți fac viața mai ușoară.